ziua! Vă mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația Ban Mende de a ne acorda acest interviu și a ne spune mai mult despre situația economică de la noi din țară. Inițial am dorit să vă întrebăm care este situația, de fapt, la 6 luni de la instalarea carantinei, instalarea unei situații de urgență în Republica Moldova. Bună ziua și mersi mult pentru oportunitatea să discutăm. Da, au trecut 6 luni, economia țării n-a depășit această situație și încă suntem într-o analiză profundă care sunt și cauzele, care sunt și efectele și chiar în prezent suntem într-un proces de elaborare a unei strategii de economice pe perioada 20-21, în colaborare cu mai multe instituții, Ministerul de Finanțe, partenerii noștri de dezvoltare, Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, unde o să venim cu un plan bazat pe 3 elemente, analiza efectului pandemiei, recuperarea economică și schimbarea paradigmei economice, să venim cu un șir de propuneri pentru a susține mediul de afaceri, ca să dinamizăm și să schimbăm reziliența economică, să unele întreprinderi care au fost afectate mai mult ca în alte domenii să aibă o economie de reziliență mai bună și mai durabilă. Ca și măsuri, sunt discutate anumite măsuri care deja pot fi anunțate sau deocamdată este prematur? Voi, după cum cunoașteți, pe tot parcursul acestei perioade au fost interprinse mai multe măsuri, domeniul fiscal, economic, și au fost măsuri ce ține de raportarea fiscală, amânarea plăților fiscale, compensarea TVA, compensarea cheltuielilor ce ține de dobânzile la credite pentru întreprinderi, compensarea cheltuielilor în domeniul cheltuielilor ce țin de asigurările sociale și asigurările medicale, întreprinderile care au intrat în șomaj tehnic și au anunțat șomaj tehnic. La fel s-a redus TVA-ul pentru Horeca. Aici, la fel, venim încă cu un set de măsuri. Noi vom fi gata, cred că, într-o perioadă, ne gândim cât mai rapid, cel puțin, cel mult, hai să zicem așa, o lună, unde vom veni, la fel, pe mai multe domeniu pentru susținerea și ameliorarea situației mediului de afaceri. Dacă să revenim la măsurile deja întreprinse, care este răspunsul mediului de afaceri? Sunt mulțumiți, își doresc mai mult, apreciază? Desigur, toate aceste măsuri au fost întreprinse în dependență de posibilitățile care le-a avut statul, guvernul. Dacă la începutul anului s-a prognozat un buget cu un deficit bugetar de 7,4 miliarde lei și noi eram foarte siguri pe sursele de finanțare. Ne-am propus o creștere economică la începutul anului de 3,8%. Apoi, ultima rectificare de buget care a avut loc în Parlament, chiar săptămâna trecută, s-a aprobat un buget deja de 37 de miliarde de lei, cu un deficit bugetar de 16 miliarde. La fel, acest deficit fiind planificat și din surse interne și externe, la așa un deficit de mare, cu siguranță, este un lucru foarte enorm să-l faci să acopere toate cele necesități, cheltuiele la care se așteaptă mediul de afaceri, întreprinzătorii. Noi, în ultima perioadă, s-au făcut mai multe sondaje și analize care a fost impactul pandemiei. Pe lângă pandemie, mai avem și efectul migrației și cea internă și cea externă. E un fenomen care a avut loc și până la pandemie.
cel puțin știm foarte bine care sectoare au fost afectate cel mai mult, care sunt problemele acestor sectoare. De-aia am încercat să venim la posibilitățile financiare a statului, să venim să răspundem acelor cerințe antreprenorilor mediului de afaceri. Cu siguranță întotdeauna este loc pentru mai bine și cu siguranță mediul de afaceri, agricultură, da, dorește mai mult. Ultimele decizii a Guvernului și a Parlamentului în susținerea agriculturilor la fel s-au venit cu propuneri, aceste propuneri fiind valorificate în bani. Care iarăși cumva pun o presiune asupra economiei. Cu siguranță pun și o presiune asupra bugetului și acolo fiecare propunere 100 de milioane prima tranșă de compensare, compensarea cheltuielilor dobânzi 100 de milioane, compensarea cheltuielilor dobânzilor la fel sunt câteva sute de milioane, deci este o sumă comparându-ne cu produsul intern brut a Moldovei, care pentru 2019 a fost peste 200 de miliarde de lei și, sau bugetul de 37 de miliarde, aceste sume sunt destul de mari. Dacă ne uităm la ponderea cheltuielilor sau pachetului de ajutor pentru mediul de afaceri. Deci ați oferit câteva cifre din punct de vedere macroeconomic. Ce putem să ne așteptăm la... Cum vedeți evoluția economiei, a PIB-ului, ținând cont de cele întâmplate? Dacă are Ministerul o prognoză în acest sens? Ministerul cu siguranță are prognoză și, cum și-a menționat, a avut prognoză pentru anul 2020-2021 și dacă la începutul anului a fost o prognoză de 3,8 o creștere, apoi pentru finele acestui an avem o prognoză de o descreștere de 4,5%. Această prognoză a fost la fel consultată și cu partenerii noștri de dezvoltare, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, GIS, partenerii noștri, la fel vin și ei cu prognoze și suntem pe aceeași undă. Dar deci descreșterea aceasta economică, la baza ei stau iarăși câteva cifre care pot să vă redau. Este o descreștere a activității industriale cu minus 3%. La fel prognozăm ca exporturile să scadă cu 13%, importurile 10%. Deci toți acești indicatori duc, cum și-am spus, la cifra de minus 4,5%. Dar suntem optimiști pentru anul viitor. Noi suntem siguri că o să facem față tuturor provocărilor, cum și-am menționat, cunoaștem foarte bine care vor fi sursele de acoperire a deficitului. Ministerul Economiei a venit cu o propunere un șir de legi în Parlament care au fost deja aprobate, putea să discutăm peste ele, care vor fi aprobate și prin politicile sale care dorește să le aprobe Ministerul Economiei, o să venim ca viața cetățenilor noștri să fie mai ușoară, mediul de afaceri se simte mai bine, pentru că într-un final scopul oricărei guvernări și să mănătățească calitatea vieții. Da, creșterea bunăstării cetățenilor. Și noi ne planificăm pentru anul 2021 deja să avem o creștere economică de 4,1%. Adică să revenim la tendința care era până acum, da, 3,5-4,5. Spuneați de anumite proiecte de legi care urmează să fie aprobate. Ați putea să ne spuneți despre ce este vorba? Da, în Parlament acum se află o lege foarte importantă, legea comerțului interior. Va veni cu susținerea producătorilor naționale. Este vorba despre discounturile la care producătorii noștri agricoli trebuie să le plătească rețelelor noștri, la fel despre polița, ponderea pe raft, ponderea produselor noastre moldovenești produse aici în Moldova. Acest proiect de lege mai vine cu un șir de îmbunătățiri care cu siguranță va spori capacitatea de creștere a producătorilor noștri naționali. La fel, în Parlament
am venit cu o propunere la modificarea codului construcției și a urbanismului. În urma acestui, unei schimbări acestei legi va da un imbol a creșterii pieții de imobil. Suntem iarăși pe final pentru propunerea legii activității de întreprinzător, unde iarăși venim cu îmbunătățiri, vom aplica practica europeană, standardele europene vor fi aplicate aici în Republica Moldova tuturor deținătorilor de patente. Și această piață va veni, va fi una mai transparentă și va da un imbold iarăși de creștere economică. La fel, cum și-am menționat, au fost unele proiecte aprobate în ultimul timp ca legea gropilor împrumut. În urma aprobării acestei legi s-a dinamizat procesul de construcție mai multor drumuri din Republica Moldova. Am avut unele tronsoane care erau stopate din cauza lipsei acestei legi și s-a progresat foarte mult în urma aprobării legii. Vorbind în continuare despre investiții, dezvoltarea antreprenoriatului și întreprinderilor, vedem, cel puțin ministerul anunțase în ultima perioadă venirea investitorilor străini pe piața națională. Dacă ați putea să ne oferiți anumite cifre, ce companii mai sunt interesate, dacă ce alte domenii în afară de industrie ar putea să devină tentante pentru investitorii străini, pentru că știm că oarecum aportul lor pentru economia națională este semnificativ. Da, cum și-am discutat noi, creșterea bunăstării este un element principal în obiectivul oricărei guvernări și la baza acestei creșteri economice stă cu siguranță atragerea investițiilor interne și celor externe. Situația complicată în ultimele 6 luni din cauza COVID-19 a făcut ca investițiile să diminueze. În prima jumătate a anului au avut loc investiții în valoare de 7,9 miliarde lei și s-a diminuat cu 14,9% în comparație cu anul trecut. Și aceste, dar nu toate investițiile au fost în scădere. S-a diminuat investițiile din sursele proprii a agenților economici din 11%, investiții din contul resurselor bugetare la fel s-au diminuat undeva la 50%, dar deci avem o redirecționarea bugetului, de fapt. Da, că da, unde s-a însă avem o creștere în zonele economice libere. Avem o creștere în comparație cu anul trecut. În primele 6 luni anul acesta au avut loc investiții de 475 de milioane de dolari în zonele economice libere și în parcurile industriale peste 105 milioane. Acest fapt se datorește faptului că zona economică liberă, cum cunoașteți, având acele facilități fiscale și luând în considerație că Moldova are forță de muncă ieftină și calificativă, vin investitorii, preponderent sunt investitori din domeniul automotive. Cunoașteți că avem zonele economice libere la Căușeni, Comrat, Cahul, Belț, avem cele mai mari principale companii din lume, hai să zicem așa, Draxel Maimer, Gebauer, care au investit în aceste zone economice. Chiar săptămâna trecută, iarăși a venit un investitor nou, unde în urma investiției a fost creat peste 170 de locuri de muncă. Investitor care produce utilaje pentru cele mai importante mărci de automobile din lume. Dat fiind faptul că Moldova are acest avantaj, trebuie să ne folosim de acest avantaj. Noi ne străduim să venim cu acele politici ca investitorul să simtă bine aici în țară și să vină cu cât mai multe investiții. Ce ține de investițiile interne, în construcție anul ăsta, pentru prima jumătate
anului am avut o diminuare a investițiilor, însă am avut o creștere în construcția clădirilor rezidențiale. Iată aici am avut o creștere de aproximativ 6%, dar avem descreștere în domeniul clădirilor nerezidențiale și construcțiilor ingineriești. Fondul rutier, anul 2020, comparați cu anii precedenți, 2019-2018, este unul cu mult mai bun ca anii petrecuți. Rata de asimilare a banilor este cu mult mai mare și în prima jumătate a anului noi avem o creștere în infrastructura drumurilor, creșterea finanțărilor în valoare de 49,8%, inclusiv creșterea finanțărilor externe o avem cu 69%, fiind ajungând suma de 605 milioane lei doar în prima jumătate a anului. Se lucrează pe toate tronsoanele principale, Chișinău-Ungheni, Ungheni-Bălți, s-a semnat contractul pentru tronsonul Hâncești-Cahul, se lucrează pe porțiunea Cimișlia, iarăși Cahul, Comrat, s-a pornit și programul Drumuri Bune în valoare de 1.275.000.000 și sperăm că într-o lună, două vor fi finalizate toate lucrările, vor fi acoperite peste 900 de localități în Republica Moldova. Și revenind tot la o informație pe care ați dat-o mai devreme, spuneați că Ministerul are informații cu referire la ce industrii sunt afectate mai mult sau mai puțin de COVID, de pandemie, de situația pandemiei. Dacă ați putea să ne spuneți și nouă? Noi, Republica Moldova, nu deosebim aici în regiune. Au fost afectate aceleași ramuri ca și vecinii noștri. Cele mai afectate au fost Horeca, turismul, transportul. Aceste domenii au fost cele mai mult afectate. La fel au fost afectați și cei din automotive, din zonele economice libere, dar, cum și-am menționat, datorită flexibilității, forții de muncă, calificative, ieftine, noi suntem atractivi de majoritatea zonelor economice libere, toți rezidenții au început să lucreze. La fel, sectorul IT, aș dori să menționez și aici că pentru 2020, în ultima jumătate de an, am avut și acolo o creștere, dar acest sector este, începând din anul 2016-2019, am avut o creștere spectaculoasă. Dezvoltarea IT, parcurilor IT, acest proiect a fost unul de succes. Atrage totuși proiecte mari care aduc... Da, acolo sunt cifrele așa, sunt mai spectaculoase. Acolo avem o creștere de la 2 miliarde la 6 miliarde. Doar export am avut în ultimii ani. De exemplu, dacă în 2015 am avut export soft IT de 1,1 miliarde, apoi în 2019 am ajuns la cifra de 3,5 miliarde. Deci noi exportul de software și IT deja am depășit exportul de vinuri. Da? Dacă aici este cifra de 3,5, acolo e o cifră de 400 de milioane. Acest proiect a fost unul reușit, cum și-am menționat. În criză el a lucrat, s-a dezvoltat, s-au plătit salarii, s-au plătit contribuții sociale. Și împreună cu sectorul ICT, deci IT cu telecomunicație împreună, în ponderea produsului intern brut a ajuns la cifra de 7,1. Deci este o cifră foarte semnificativă, importantă, ceea ce ne spune nouă ca să venim iarăși cu proiecte vizionare de tipul parcurile IT, ca în caz de așa crize cum este COVID-ul, cum este seceta care a afectat foarte, foarte dur economia Republicii Moldova, apoi dezvoltând așa sectoare ca ICT-ul,
nu simțim așa de mult efectul dăunător a oricărei crize care ar putea să vină peste o țară. De mai mulți ani se vorbea la tendința de încurajare a antreprenorilor din domeniul IT de a produce, anume de a crea produse care să fie exportate de aici peste hotare. Același Facebook, același Instagram care era. Sunt mișcări la acest capitol. Ce se mai se aude? În sine, proiectul IT Park este un proiect deosebit. Pe scurt, IT Park-ul dă o facilitate foarte importantă pentru rezident. Orice companie care este rezident acestui IT Park plătește doar 7% din cifra de afaceri. Este unicul impozit, faptul care îi dă o prioritate în comparație cu alte țări, da? Și aceste cifre de care am vorbit eu, creșterea de 2-3 ori și a vânzărilor și a exportului. Se datorează mare parte faptului că ei aleg să rămână în țară? Ei rămân să devină rezidența parcului IT și guvernul a venit cu o modificare a legii această facilitate de 7% a fost promulgată până în anul 2026, fapt care îi dă încredere oricărui investitor din domeniul IT să vină aici în Moldova, să investească, să devină membru acestui IT Park. Noi, iarăși, la Ministerul Economiei am venit cu o propunere, deja a fost aprobată și de guvern, de crearea unui fond de dezvoltare pentru domeniul IT, fapt care o să îmbunătățească și mai mult situația din domeniul IT. Atunci când tu ai un fond de susținere a tinerilor, a startup-urilor în domeniul IT, este mai ușor să atragi investiții din afară, să atragi niște fonduri de susținere, granturi din partea partenerilor de dezvoltare. Deci această hotărâre de guvern, acest pas, cu siguranță ne va ajuta ca acest domeniu să progreseze și să dezvolte încă și mai bine. Acest fond îl vedem ca și o instituție, cum ar fi ODIM? Acest fond sunt doar niște resurse care trebuie să fie planificate de către buget și ele vor fi contribuția statului la dezvoltarea rezidenților parcului IT. Și într acest caz, automat, la fiecare leu investit de stat, ne-a demonstrat și toate proiectele derulate în trecut, cu siguranță vine o sumă cu mult mai mare din partea partenerilor, hai să spunem așa, și de business, și partenerilor de dezvoltare, ca grant sau susținere. Și dacă ar fi să concluzionăm un mesaj pentru antreprenori și pentru populația Republicii Moldova, la ce să ne așteptăm, ce să întreprindem, cum să ne dezvoltăm în continuare? Eu vreau să menționez că chiar și trecând prin acele situații grele cauzate de pandemie, toate programele Ministerului Economiei, așa programul AUDIM-ului ca programul de creștere și internaționalizare a antreprenerilor mici și mijlocii, programul Nou Femeie în Afaceri, digitalizare a antreprenerilor mici și mijlocii, programe unde am venit ca să ajutăm și să stimulăm creșterea întreprinderilor mici și mijlocii, dat fiind că iau o pondere de peste 80% din economia noastră națională, programe unde am venit cu vouchere de 20.000, de 2 milioane de lei, programul Băncii Mondiale Ameliorarea Competitivității, unde am venit cu programe de consolidare a capacității de export a întreprinderilor. S-au acordat granturi în valoare de 2,7 milioane dolari la 283 de companii. Aceste companii, pentru care 100, primind asistență tehnică sub formă de consultanță, echipament, 117 companii din care au ieșit și au găsit piețe noi și acest program ne-a demonstrat că la fiecare dolar investit
prin acest program au fost exportați, a fost exportată marfă de 4,7 dolari. Deci, adică randamentul este suficient de bun. Da, s-a venit cu un efect. Deci, și cum vorbeam, chiar și exceptând efectul pandemiei, noi mergem înainte cu aceste programe. La fel, unul din element de a susține mediul de afaceri, de a susține exportatorii noștri, sunt acordurile internaționale. Suntem în programul cu, în cadrul acordului de asociere și partea Ministerului Economiei în negociere este de SFTA. Pentru anul ăsta noi am reușit și să dublăm cotele pentru cireș, pentru prune, pentru struguri ca... struguri de masă? Da, struguri de masă, să venim la o nouă cotă fără taxe vamale. De exemplu, pentru cireș am ridicat această cantitate anul ăsta cu 1500 de tone. Deci, elaborând și politici, susținând mai departe prin programele elaborate de Ministerul Economiei în susținute cu partenerii noștri de dezvoltare, noi ne străduim ca să creștem competitivitatea, să creștem capacitatea întreprinderilor de a se dezvolta, de a exporta și de a îndemn ca toți să participe la programele noastre, programele UDIM, programele competitivității economice, că într-un final, cu suportul și a echipei noastre ministeriale, cu siguranță vom avea succes și vom avea o creștere economică care ne-o planificăm fiecare, și mediul de afaceri, și guvernul. Deci dezvoltăm ne fiecare în parte, dezvoltăm economia țării. Cu siguranță. Vă mulțumim pentru interviu. Vă mulțumesc.